Inițiativa unei astfel de acțiuni umanitare a aparținut unui medic italian și a demarat în anul 2005, fiind gândită pentru copiii instituționalizați din Europa de Est. Caravana italiană a ajuns în Neamț la sfârșitul săptămânii trecute, când a venit prima echipă de cadre medicale, dar și camioanele ce adăpostesc cabinetele stomatologice mobile. Acestea au fost instalate în curtea Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca din Piatra Neamț. Acțiunea voluntarilor italieni, această campanie umanitară numită Overland for Smile, a demarat în urmă cu 10 ani, iar noi am fost informați anul acesta de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului. Ei ne-au rugat să ne acordăm tot sprijinul necesar medicilor, ceea ce noi am și făcut. Și oricând așteptăm cu drag pe oricine interesat să dezvolte astfel de acțiuni generoase. Appuntamento al mattino, già tutti pronti per partire per venire al camion. Si inizia a distribuire tutta la parte sterilizzata, tutti i ferri sterilizzati nei vari cassetti, e con un attento lavoro da parte di Antonella Ionita, che è direttore generale di questa organizzazione in Romania, si fanno i richiami dei bambini che sono già stati visitati. Deci dimineața avem întâlnire toți odată, ne prezentăm la clinica mobilă, tot materialul sterilizat, evident e vorba de instrumente sterilizate cu o seară înainte, vin desfăcute din plicurile respective în care au fost în autoclavă și sunt distribuite la fiecare scaun. Noi înăuntru avem 3 scaune stomatologice. După care, împreună, eu cu listele copii, eu mă ocup de partea logistică pe partea română. Director general. Da, al misiunii. Trebuie să aducem copiii în baza programărilor. Cine vine la prima vizită, cine trebuie să se întoarcă, să continue tratamentul început. Cabinetul mobil include 3 unități stomatologice complet utilate și va sta la Piatra Neamț toată vara.